Salut și bine v-am găsit pe canalul Pasionat de Gătit. Știu că în ultima perioadă nu am mai postat nicio rețetă, așa că de astăzi voi reîncepe să postez foarte multe rețete. Astăzi vreau să vă arăt o rețetă foarte simplă în care o puteți face în maxim 20 de minute. Nu durează foarte mult. O să vă arăt ce puteți face din marginile unor prăjituri, care nu trebuie aruncate. Se poate refolosi. Este rețete foarte simple pe care puteți face din aceste margini de prăjituri. Una dintre rețete o să vă arăt astăzi. Haideți să vedem ingredientele și modul său de preparare. Nu uitați, stați pe aproape și vizionare plăcută tuturor! Haideți să vedem ingredientele pentru această rețetă. Din compoziția albă avem nevoie de 600 de grame și în compoziția neagră 550 de grame, 250 de grame de unt topit sau nu neapărat să fie topit și 200 de grame de nucă de cocos. Pe parcursul acestui video o să vă povestesc despre aceste două compoziții. Stați pe aproape și urmăriți rețeta până la final. După ce am sfărmânțat foarte bine blatul și a devenit nisipos ușor umed, am început să adaug peste el 30 de grame de unt, 1 trebuie să fie la temperatura camerei. După voi amesteca cu o furculiță la început, după voi frământa foarte bine cu mâna liberă până când compoziția va deveni omogenă. Așa voi proceda și cu blatul cel negru. După ce am procedat la fel, voi începe să pun iară 30 de grame de unt, doar de data asta este topit și dat la răcit. Voi amesteca iarăși cu furculiță, după voi frământa cu mâna liberă, până când compoziția va deveni omogenă. După putem forma biluțele de care avem nevoie. După ce am terminat compozițiile, cele două au devenit omogene, voi începe să fac biluțe. Eu voi face biluțe potrivite. Voi, dacă vă place, puteți face mai mici sau mai mari, în funcție de cum vă place vouă. După ce fac biluțele, le voi tăvăli prin nucă de cocos. Așa voi proceda și cu cealaltă compoziție. După ce am terminat de făcut biluțele, le-am dat prin nucă de cocos, le voi lăsa în frigider pentru 2-3 ore, după le voi tăvăli din nou prin nucă de cocos. Cam asta este rețeta mea de astăzi. O rețetă foarte simplă. Vă doresc poftă bună și spor la gătit. Până la rețeta următoare, să ne auzim cu bine. Dacă v-a plăcut și această rețetă, nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări, să dați un like, un comentariu și un share. Vă mulțumesc!